problema de obișnuit de la pagina 77. 81. 21. 21. La 77. În poteză, A, B, C, A, prim, B, prim, C, prim, prismă triunghiulară regulară. A, B, C, A, prim, B, prim, C, prim, prismă triunghiulară regulară. Triunghiulară. Regulară. E bărba fața în triunghiul ăsta. A, B, în care A, B e doar cu 8 ori A. A, B e doar cu 8 A. 8 A. Așa. Și CC prim egal cu? CC prim egal cu? 8 radical din 2A. Radical din 2A. 8 radical din 2A. 8 radical din 2A. Iar M este nici 2, o persoană. 2A, A, U, E, S. Nu. Așa cum se spune. Așa cum a spus, da. Iar M este nici o conjuncție A prim. M, nici o conjuncție A prim. M aparține lui A, A prim, nu oricum. Da. Și la mijloc, adică A, E, da. Egal cu M, A, A prim, A, da. M egal cu M, A prim. Calculați. Și în concluzie. Are egal și volumul prisme. Volumul egal cu cine? Are egal cu are egal M, B, G. C. Cosinusul unghiului format de planele M, B, G cu A, B, C. M, B, G cu A, B, C. M, B, G și A, B, C. A, B, C. Unghi. Face A scris. Și D. Măsura unghiului format de dreptele A prin B și A, C prin. A? C prin. Facem repede o prismă. Da.
Iar asta de aici, plus asta, plus asta, deci cele trei laturi adunate, sunt perimetru. Perimetru bazei. Nu? Deci când fac care feței este înseamnă baza ori înălțimea, baza ori înălțimea, baza ori înălțimea, scoate înălțimea în factor și de asta urmează în paranteze AB plus BC plus... Hai să scriem și chestia. Este egal cu AB ori A' plus BC ori A' fără aceea așa, primul înălțimea. Plus AC ori A' și egal mai departe tot ce A' în factor pentru că AB plus BC plus AC și egal mai departe cu înălțimea H, nu? Ori perimetru. Absolut. Asta e area laterală? Area laterală. Area totală este egal cu area laterală plus de două ori area da. Bază. Da? Că sunt baze la fel. Și e dat cu H ori P, ca mi-a zis totul că te H ori P. Și ce mi-a spus acolo? Când am spus, mi-a spus. 3LH la area totală. Cum ai zis? 3LH la area totală. 3 el? H. H. O să vedem. Să facem area bazei. Area bazei. Area bazei este egal. E un triunghi echilateral jos. Area laterală este 3LH. Area bazei. Cu cine e egal copii? Area bazei. A bazei. 3 el H. 3 el H la... ca formulă. Da. Dar este perimetrul în mulțimea. Că 3 L înseamnă perimetrul. E la doare care e 3 pe 4. Pe 4, da? Hai să vedem acum, area bazei, cu ce ai zis? El la L, adică... Păi, e un triunghi echilateral. Da. E un triunghi echilateral. Care are latura L. Asta e L pentru noi. Da? L pentru noi. Asta e L. Și înălțimea o spate din L pătrat minus L pe L la pătrat. L pe 2 la pătrat, face L pătrat pe 4, după aceea aș prime 4 L pătrat minus L pătrat, 3 L pătrat pe 2. Atunci zicem aria triunghiului A, B, C, echilateral, înseamnă baza L, ori înălțimea B radical din 3, B, 2 și totul pe 2. Baza L, înseamnă tot L. Face el pătrat, radical din 3, spuneam atunci, poate nimeni, el pătrat, radical din 3 pe 4. Să punem acolo. Dacă nu te uitai pe formulă, puteai zice și supra 2. Da, de 2. Da? Concluzia este că încercați să înțelegeți fenomenul la are laterală cât suma tuturor ariilor feților, suma ariilor feților, iar are la bază și o fie acolo la bază. Că aici a fost un triunghi echilateral, este el pe fara, e ca din trei pe fara. Așadar, aici aș putea continua la area totală, H ori B plus de două ori. Asta, 2 el pe fara, e ca din trei pe fara. 2, el pătrat, radical din 3, pe 4. Și egal mai departe, și putem H. H o știm, înălțimea 8, radical din 2 a. Nu? Știm înălțimea e 8, radical din 2 a. Deci va veni 8, radical din 2, ori a. Înmulțit cu perimetru. Perimetru, perimetru triunghiului radii, cât este perimetru? 8 a plus 8 a plus 8 a 24 a. Deci ori 24 a plus 2 cu 4 se dintre la 2 și egal și plus latura triunghiului e 8 a. Deci 8 a la pătrat 8 a la pătrat ori radical din 3 și supra 2 8 a la pătrat radical 3 și supra 2. Și egal mai departe, aș spune egal aici cu 8 ori 4, 32, 8 ori 2, 16, 3, 19, 192, radical din 2, a pătrat. Hai, cum am de minimă lăsați? E bine? Da, 2. 8 ori 4, 32, 8 ori 2, 16, 3, 19, deci 192, radical din 2, a pătrat.
plus 64a pătrat, adică al 3 pe 2. Egal cu, ia să vedem ce putem face. Amplificăm cu 2 prima. Cu 2, da. Deci vine cât 4, 8, 384 radical din 2 a pătrat plus 64 a pătrat radical din 3, totul pe 2. Dar trebuie să simplificați numele. Păi, dar de ce să mă lăsa să fac chestia asta? Da? Deci face 32 de aici. Cum avem obligatoriu, am mulțire asta cu mere mari, mai și trece la mulțire, mai... Deci suntem atenți la calculele și astea. Deci cât rămâne acolo, 192 radical în 2 și 32, aș putea să cătem factor comun în 2. Da? 192 și cu 32, ăla merge în 2. Deci chiar a pătrat. Deci 2 a pătrat pe lângă. Și că noi am pătrat pe lângă 192 radical din 3. 90 și? 192. Păi am scos pe 2 ani, 2. A, 196 radical din 2. Da. Radical din 2. Plus 32 radical din 16. Radical din 3. Și chiar nu este un factor. Încă? Încă 4. Chiar un 4, nu? 4. Ia să vedem, 4 ori 8. 8 a pătrat pe lângă 24 radical din 3 plus 4 radical din 3. 4 radical din 3. Și 4. Deci face 4 32 a pătrat pe lângă 6 radical din 2 plus radical din 3. Iată, acesta este rezultatul area totală. 32 a pătrat. Deci cu de formulare de area totală în manual și de numai de area laterală cu area bazică. Nu există o formulă pentru... Păi nu există o formulă. Depinde și bază. Baza poate să fie pătrat. Păi depinde de fiecare. Deci depinde de fiecare. Nu trebuie să memorizați. De asta eu nu fac chestia asta. La fețele sunt dreptunghiuri, înseamnă perimetrul înălțimea. Înălțimea, hai să vă să facă pe unde și aia merge. Perimetrul e înălțimea. Bun, area totală a făcută. Ce facem acum? Volum. Volum. Area bază înălțimea. Volumul este egal cu area bază. Area bază ori înălțimea. Și egal cu. Cât este area bază? Area bază tocmai a făcut el a doua radical din 3 pe 4. Deci este el pătrat, radical din 3 pe 4. Și egal cu ori înălțimea, nu? Ori I. Ori H. Ori H. Adică... Ei, adică... Da, ori H. Și apoi 64 a pătrat, adică... 64 a pătrat. 64, dacă e 8, da? 64 a pătrat radical din 3 pe 4 pe 4 8 radical din 2a. Ori 8 radical din 2a. 8 radical din 2a. Așa, 64 cu 4 64 cu 4 8 cu 4 pe 2 și 2 ori 64 128 așa din nou, da. 128 a la 3-a, care mi se... Da, radical din 6. 128. A la 3-a, radical din 6, e volum. Da. Cu tot suprentul. Cu tot suprentul. Da, e mai bine, hai să deschidem blițările. Da. Apoi s-a plecat la mare. Da, dar nu are putere. Nu putem. Dar așa, inițial. Să vedem ce... Nu ne oprim, deci îmi moară rău de aici. Ce-ai spus? Că nu putem. Asta e un sien. Da. Vreau să-mi spun din ziua. Oare, trebuie să-mi spun și din ziua. Domnul profesor, nu știu cine are puterea, să știu cum e așa o oară așa. Putea, sau el nu știu să dacă... Pun și-o lui pe bun. Dar se vede? Nu, s-a picat curentul, s-a terminat tot. Ha, și nici asta, dar asta e ce poți să vezi pe rog dacă se vede măcar un pic, așa?
Hai să vedem. Ba da, aici se vede pentru că suntem... am avut... Mai avut baterie, nu? Am avut baterie, dar văd că mă anunță că și bateria e gata.